În vara anului 1914 s-a declanșat în Europa prima conflagrație mondială, al cărei pretext, invocat de agresor, l-a constituit atentatul de la Sarajevo, unde prințul moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, a fost asasinat. Miza și scopul primului război mondial erau acapararea sau păstrarea dominației asupra statelor și popoarelor, asupra surselor de materii prime și a piețelor de desfacere, dreptul la dictat al celui mai tare. Pe diferite teatre de acțiuni militare se înfruntau forțele a două coaliții, tripla alianță, Germania, Austro-Ungaria și Italia, și Antanta, Franța, Marea Britanie și Rusia, care au atras în vârtejul de suferințe inimaginabile alte și alte țări. Aflată la interferența intereselor marilor puteri, România a fost nevoită să țină seama de complexitatea împrejurărilor create și, în funcție de acestea, să acționeze pentru asigurarea independenței și suveranității sale și pentru împlinirea aspirației de veacuri a poporului român, desăvârșirea statului național unitar. După 2 ani de neutralitate armată, în entuziasmul întregului popor și cu asigurarea Antantei că prin intrarea în luptă alături de ea, România își va redobândi teritoriile aflate sub ocupația austro-ungară, îndeplinindu-se astfel idealul unirii tuturor românilor în granițele firești ale vetrei lor milenare, guvernul de la București a hotărât să declare război Austro-Ungariei. Data declanșării acțiunilor militare a fost fixată pentru jumătatea lunii august 1916. În acest timp, războiul se desfășura sângeros pe toate fronturile, fără însă ca victoria să se contureze de partea uneia sau alteia din părțile beligerante. România a decretat mobilizarea la 14 august 1916, efectivele totale puse sub arme însumând peste 830.000 de oameni, din care 3/4 formau armata de operații, iar 1/5 erau destinați zonei interioare. Planul de campanie, codificat ipoteza Z, elaborat de înaltul comandament român, viza, în linii generale, înfrângerea forțelor inamicului din Transilvania și realizarea idealului național, întregirea neamului. Potrivit acestui scop, 3 armate române, de nord, a doua și a întâia, s-au concentrat pe Carpați, iar o altă armată, a treia, s-a desfășurat în apărare pe linia Dunării și în partea de sud a Dobrogei. Intrarea în război a României s-a făcut într-un moment neprielnic. În vest, marile lupte de pe frontul occidental, în Franța și Italia, aparțineau trecutului. În est, ofensiva rusă se oprise. În sud, ofensiva anglo-franceză nu obținuse decât un mic cap de pod, apoi frontul se stabilizase. Însuflețiți de dorința de a elibera pământul străbun de sub dominația monarhiei austro-ungare, în noaptea de 14 spre 15 august 1916, trupele române au declanșat ofensiva, pătrunzând în Transilvania. Treceți batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izvânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. Vă așteaptă izvânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații. Intrarea în Transilvania a fost executată prin 17 trecători. Exploatând defectele surprinderii realizate,
marile unități române au înfrânt rezistența armatei I-a austro-ungare și au înaintat rapid. Până la sfârșitul lunii, ostașii noștri au eliberat circa o treime din teritoriul acestui străvechi pământ românesc. După trecerea Carpaților, pretutindeni, populația majoritar românească a Transilvaniei transforma întâlnirea cu trupele din patria mamă în sărbătoare. Populația din zonele eliberate a contribuit la aprovizionarea trupelor, a transportat muniție sau a luptat cu arma în mână alături de armata română. Gazeta de Transilvania, ce apărea la Brașov, scria: stăm încă uluiți, nu găsim cuvinte să dăm glas bucuriei înnăbușite de suferințe seculare. Frații eliberatori au sosit. Bine ați venit și să mergeți cu bine tot înainte. Acțiunea militară a trupelor române, amplă și viguroasă, dacă ar fi continuat în același ritm, ar fi pus în pericol flancul sudic și spatele forțelor germane și austro-ungare de pe fronturile bucovinean și galițian, cât și pe cele inamice din dreapta Dunării. Ca urmare, comandamentul puterilor centrale a luat măsuri urgente pentru a o stabili, măsuri înlesnite și de nerespectarea de către aliați a unor angajamente, acțiuni aliate în nord, în Galiția, ca și în sud, dinspre Salonic. Astfel, armata a treia bulgară, întărită cu trupe germane și turcești, a atacat puternic diviziile române din capetele de pod de la Turtucaia și Silistra și, cu toate că trupele române s-au bătut eroic, acestea au fost silite să se retragă. În situația grea creată, Consiliul de Război a adoptat varianta trecerii la apărare în Transilvania și la ofensivă în sud. Armata a treia română a forțat Dunărea în sectorul Flămânda, surprinzând armata bulgară, dar o furtună violentă a distrus podul de vase și a inundat zona de trecere, determinând încetarea manevrei. Între timp, comandamentul inamic a concentrat noi trupe bine înzestrate și cu o bogată experiență de luptă. Acestea, constituite într-un grup de armate în Transilvania, au declanșat la 13 septembrie 1916 o puternică ofensivă împotriva trupelor române, silindu-le să se retragă spre crestele Carpaților. În toamna anului 1916, la Oituz, brava divizie 15 infanterie, în frunte cu generalul Eremia Grigorescu, luptând sub deviza "pe aici nu se trece", a provocat o grea înfrângere a armatei a noua germane. Importante forțe inamice au atacat între Buzău și Bran. Trupele române au rezistat eroic. Pasurile Buzău, Bratocea, Predeal, localitățile Moeciu și Dragoslavene, înălțimile Mateiașul și Clăbucetul Azugăi au trecut din geografie în istorie și legendă. Concomitent, diviziile 23 și 13 infanterie române au oprit ofensiva corpului alpin german în Valea Oltului. Aici a căzut generalul David Praporgescu, cerând însă ostașilor săi să nu lase în mâini vrăjmașe nicio palmă din pământul strămoșesc. Eșecurile suferite la Oituz, în Carpații de Curbură și pe Valea Oltului, au determinat comandamentul inamic să-și îndrepte efortul în sectorul Jiu. Trei mari unități germane și austro-ungare au rupt apărarea diviziei 11 infanterii române, apropiindu-se de Târgu Jiu. Sosit cu întăriri, generalul Ion Dragalina, comandantul armatei I-a române, a organizat un viguros contraatac, silind inamicul să se retragă precipitat spre pozițiile de plecare. Aici a fost grav rănit Taica Dragalina, cum îl numeau cu dragoste ostașii, bravul general murind într-un spital din București.
jertfe grele, sacrificii imense din partea generației acelor ani. Dar idealul existenței libere în spațiul carpato-danubiano-pontic alimenta continuu voința națională de a rezista. În acest spirit, Nicolae Iorga a declarat: a sosit un ceas pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am luptat. A sosit ceasul în care cerem și noi, lumină, cinstit, cu arma în mână, cu jertfa a tot ceea ce avem, dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui rodul ostenelilor noastre. La începutul lunii noiembrie 1916, armata a noua germană, introducând în bătălie noi mari unități, invadează Oltenia. În cooperare cu armata I austro-ungară și cu armata bulgară, dezlănțuie o ofensivă concentrică asupra Bucureștiului. În aceste condiții, Marele Cartier General Român a constituit grupul de manevră pentru a zdrobi cele trei grupări dinamice. Cu tot eroismul dovedit, trupele române, în lipsa ajutorului scontat din partea Antantei, insuficient dotate, cu rândurile mult răvite, s-au retras spre Moldova. Frontul s-a stabilizat pe Carpații Răsăriteni, cursul inferior al Siretului și pe Dunărea Inferioară. În teritoriul cotropit, ocupantul a introdus teroarea și jaful. Acolo, în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, scria Nicolae Iorga, domnesc foametea și jaful cel mai barbar. Pumnul de fier este singurul stăpân. Execuțiile și persecutarea populației civile se țin lanț. Este exterminarea organizată. Și totuși, mișcarea de rezistență a poporului, condusă de oameni curajoși ca Vasile Chilian din Vrancea, și de sublocotenentul în rezervă Victor Popescu, al cărui grup opera în părțile subcarpatice ale Olteniei, creștea în intensitate. În aceste condiții, guvernul, oficialitățile și oștirea s-au retras în Moldova. Erau clipe dramatice pentru soarta țării. Forțele patriotice și-au adunat însă toate puterile și au hotărât să reziste cu orice preț în fața armatelor invadatoare. În iarna și primăvara anului 1917 s-au depus eforturi deosebite cu sprijinul unanim al poporului pentru reorganizarea armatei și refacerea potențialului ei de luptă. Un efectiv de circa 700.000 de oameni, instruită temeinic, armata română era mai puternică, mai suplă, cu moralul ridicat. În acest timp eroic, în armata română s-au înrolat peste 120.000 de voluntari ardeleni și bucovineni. Mari oameni de cultură ai țării, printre care Mihail Sadoveanu, George Enescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Alexandru Vlahuță și mulți alții, și-au dedicat o parte importantă din activitatea lor mobilizării întregului popor și armatei sale pentru lupta împotriva inamicului. Un sprijin nemijlocit în instruirea modernă a armatei române l-au asigurat membrii misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot. În vara anului 1917, pe crestele împădurite ale munților Vrancei, la Oituz, precum și în Valea Putnei, a fost concentrată o puternică grupare de forțe germano-austro-ungară, comandată de unul dintre marii strategii timpului, feldmareșalul Mackensen. Plecând din București spre Focșani, Mackensen spera să obțină o victorie fulgerătoare, spunând cu trufie: la revedere peste două săptămâni la Iași. La cererea aliaților ca pe frontul român să se declanșeze ofensiva în luna iunie, armata I română ocupă un sector pe Siretul Inferior între armatele a 4-a și a 6-a ruse. Armata a 2-a română rămâne în zona Mărăștoituz. Pentru distrugerea forțelor inamice din sectorul Focșan-Nămoloasa, se prevedea o amplă ofensivă în zona Mărăști, combinată cu o lovitură decisivă în zona Nămoloasa. La rândul său, comandamentul german intenționa să dea lovitura principală în sectorul Nămoloasa și o altă lovitură în lungul văilor Oituz și Trotuș pentru a face joncțiunea cu armatele puterilor centrale din Galiția și Bucovina.
În luna iulie, în spațiul cuprins între văile Oituzului, Trotușului și Siretului, s-a concentrat în străvechea țara Vrancei tot ceea ce România a avut mai valoros. Mii și mii de ostași însuflețiți de idealul libertății și unității naționale, priceperea și geniul militar al unor străluciți comandanți de oști. La 11 iulie 1917, devansând planurile adversarului, armata a doua română și armata a patra rusă au dezlănțuit ofensiva în sectorul Mărăști. Ostașii români, luptând cu o dârzenie extraordinară, au pătruns în dispozitivul advers pe un front de peste 30 de kilometri și o adâncime de 20 de kilometri. Forțele dușmanului, suferind mari pierderi, sunt silite să se retragă spre munții Vrancei. În aceste lupte, ostașii români au săvârșit fapte de arme cu totul deosebite. Generalul Alexandru Averescu, comandantul armatei a doua române, arăta în ordinul de zi: v-ați măsurat cu un dușman care se credea a fi cel mai tare din lume și care nu cunoaște a da înapoi. Cu avântul vostru uimitor, de la prima izbire l-ați pus pe fugă. Probă sunt miile de prizonieri, numeroasele tunuri și enormele cantități de muniții ce au lăsat în mâinile voastre. Puteți să vă mândriți cu această izbândă. Alertate de victoria obținută de armata română în bătălia de la Mărăști, armatele puterilor centrale au renunțat la planul inițial al unei ofensive ample, fiind obligate să mute lovitura principală din zona Nămoloasa pe direcția Focșani-Mărășești-Adjud, concomitent cu acțiunea armatei I-a Austro-Ungare la Oituz, pentru a încercui și distruge armata română. În dimineața zilei de 24 iulie, armata a noua germană a trecut la ofensivă împotriva armatei a patra ruse, aflată în apărare pe Siret. Copleșită de superioritatea adversarului, armata rusă a fost obligată să se replieze pe Valea Șușiței. Comandantul rus a solicitat marilor unități ale armatei I-a române să intre succesiv în bătălie pentru a bloca pătrunderea inamicului spre Mărășești. 6 august 1917, ziua decisivă a bătăliei de la Mărășești. Privirile întregii țări erau ațintite asupra mărășeștilor. Atunci, acolo, pe umerii fiilor patriei care luptau sub drapelul tricolor, stăteau destinele României. De rezultatele bătăliei depindea însuși viitorul țării. Luptând cu dârzenie, săvârșind fapte de arme de un eroism legendar, trupele române au zdrobit elanul ofensiv al inamicului, obligându-l să se retragă pe tot frontul. Memorabile vor rămâne luptele de la Doaga și Străjescu. Trupele germane au fost contraatacate energic de batalionul din rezerva regimentului 32 Mircea. În cămăși, fără vestoane, mulți și fără căști, ostașii români au lovit cu furie, cu patul armei, cu grenada, cu baioneta, producând panică și pierderi grele atacatorilor. În zilele următoare au fost introduse succesiv în bătălie diviziile 9, 13 și 10 infanterie din compunerea armatei I-a române, care au făcut zid de nepătruns dușmanului ce voia să ocupe Mărășeștii să forțeze Siretul. Simbol al eroismului legendar, al abnegației și dragostei de țară, Mărășeștii au așezat pentru nemurire în panteonul eroilor neamului numele luptătorilor din regimentul 32 Mircea, ale ostașilor din regimentul 47 Infanterii. Grav rănit, comandantul acestuia, colonelul Radu Rosetti, a refuzat evacuarea, îmbărbătându-și ostașii. Ordon regimentului să nu treacă peste corpul meu. Și nu a trecut. Subordonații bravului comandant au apărat pământul patriei cu vitejia din totdeauna a românilor. Până la ultimul om a rezistat pe cota 100 și compania de mitraliere a regimentului 51 Infanterie, comandată de capitanul Grigore Ignat. Iar în zona Muncelu, pe Valea Zăbrăuțului,
intră în istorie și eternitate sub locotenente Caterina Teodoroi. Elogiind eroismul de masă al ostașilor săi, generalul Eremia Grigorescu scria într-un ordin de zi: la Panciu, Mărășești, Cosmești s-a dezlănțuit cea mai măreață bătălie ce a purtat vreodată țara românească. În luptele crâncene și vijelioase, inamicul întreit ca număr, năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile și 12 nopți de vitejia voastră ca de o stâncă neclintită. La Șușița și Siret ați năruit sforțările groaznice ale sălbaticului dușman, dovedind lumii odată mai mult că nici pe aici nu se trece. Aici a cunoscut generalul german Mackensen ce este înfrângerea. Mărășești fu mormântul iluziilor germane. Începând cu dimineața zilei de 26 iulie 1917, munții ce străjuiesc Valea Uituzului au fost de asemenea martorii unor crâncene bătălii. Luptele de la Uituz, purtate de ostașii armatei a doua române, cea de-a treia mare confruntare de pe frontul românesc din vara anului 1917, au fost extrem de înverșunate. La Coșna și Cireșoaia, pe dealul Sticlăriei, vârful Ungureanu sau Măgura Cașinului, rezistența trupelor române, contraatacurile nestăvilite au produs pierderi mari dușmanului, zădărnicind orice încercare a acestuia de a-și deschide drum prin trecătoarea Uituz. Și aici s-a înscris cu litere de foc și de sânge deviza eroică, deviza jurământ: de aici nu se trece. Succesele trupelor române obținute în vara anului 1917 au avut un răsunet deosebit, fiind socotite între cele mai importante victorii ale Antantei împotriva puterilor centrale. Eroismul României a stârnit admirația poporului englez. Cea mai mare admirație pentru splendida armată română. Armata română și-a apărat cu îndârjire pământul patriei. Românii s-au luptat vitejește cu fața întoarsă spre Ardeal. Primul ministru britanic sublinia: românii s-au luptat cu succes și chiar germanii s-au mirat de această rezistență eroică. Încercarea de a sfărâma armata română nu a reușit. Rezistența românilor a fost neobișnuit de dârză. Românii se luptă ca lei. Importanța istorică a participării României la războiul de reîntregire și îndeosebea glorioaselor bătălii de la Mărăști, Mărășești și Uituz este covârșitoare. Desăvârșirea unității naționale, încununată de actul de la 1 decembrie 1918, s-a înfăptuit așadar prin conjugarea efortului politic și militar al statului român și al luptei românilor din teritoriile aflate sub stăpânire străină. Conferința de pace de la Paris nu a făcut altceva decât să recunoască și să confirme o realitate implacabilă: România unită, liberă și independentă. Se poate spune azi cu deplin temei că generația căreia istoria i-a încredințat cinstea, dar și datoria de a clădi România mare, s-a achitat cu generoasă noblețe de misiunea sa. Ne vom aminti de ea de-a pururi cu adâncă venerație, prețuindu-i puterea rară de a sacrifica totul în numele idealului național.